găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, se pare că n-am avut sunet până acum, așa că am să vă spun din nou povestea. Suntem la emisiunea Panoramic, iar invitatul meu în această seară este domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, prima dată în casă nouă și vreau să vă transmit gândurile bune și succes aici. Mulțumim. Mulțumim tare mult! L-am invitat pe domnul Adrian Tudor în această seară pentru că ne aflăm în preajma unor evenimente deosebite legate de istoria Târgu Jiului și dumnealui a fost parte implicată direct în acțiunile respective. Pe 10 martie s-au împlinit 100 de ani de la decorarea Ecaterinei Teodoroi de către Casa Regală cu virtutea militară și a devenit atunci prima femeie ofițer din Armata Română, iar în data de 10 martie, Primăria Târgu Jiu a organizat o activitate deosebită, și anume prezentarea filmului Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului român, la cinematograful Sergiu Nicolaescu, iar la realizarea filmului v-ați implicat direct, alături, bineînțeles, de autorul Dorin Brozbă. Trebuie să facem o introducere, să spunem că în acești ani România aniversează centenarul primului război mondial. Anul trecut, de departe, în centrul atenției a fost Târgu Jiul. De asta am și beneficiat la Târgu Jiu de vizita președintelui României, a membrilor guvernului, a fostului prim-ministru Dacian Cioloș, la o serie întreagă de manifestări. Pentru că în istoria României, luptele de la podul Jiului rămân ca o acțiune de eroism, acolo unde populația civilă a orașului a respins cea mai bine organizată armată din acel moment, armata austro-ungară. Iată că și 2017 este un an legat de istoria Târgu Jiului, este un an în care, să spunem așa, aniversăm sau comemorăm primul veac de recunoștință dedicat Ecaterinei Teodoroiu. Este eroina și eroul principal al primului război mondial, cel mai cunoscut erou pe care l-a avut poporul român în primul război mondial. De la începutul anului, Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția de Promovare și Evenimente Culturale, a deschis seria unor acțiuni, împreună cu partenerii noștri pe care îi avem. Consiliul Județean Gorj deja a declarat anul 2017 ca fiind anul Ecaterina Teodoroiu. Și spuneam că de la începutul anului suntem implicați într-o serie de manifestări. Atunci când am aniversat, să spunem așa, ziua de naștere a Ecaterinei în ianuarie, am deschis cu o expoziție de fotografie și documente la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Pe 10 martie a dat Dumnezeu și un film la care domnul Dorin Brozbă lucrează de 2 ani de zile a fost prezentat publicului din Târgu Jiu. Urmând ca acest film, în 17 martie, să fie prezentat la București, la o acțiune a Ministerului Apărării Naționale, unde vom fi prezenți și noi, autoritățile locale, și realizatorul filmului și protagoniștii din acest film. După aceea, tot în acest an, legat de activitatea, viața și dăruirea și sacrificiul Ecaterinei Teodoroiu, o să urmeze o serie de activități chiar la Fitionești. Este comuna unde Ecaterina Teodoroiu a fost înmormântată, acolo a fost rănită și acolo a murit. Ne dorim ca autorități locale, în data de 4 iunie, să dezvelim o piatră comemorativă exact în locul în care Ecaterina Teodoroiu a fost împușcată. Ea n-a murit în acel loc, a fost transportată și a murit după ceva timp mai jos de locul respectiv, care se află pe un deal, dealul Socului. Și ne dorim acolo să ne punem amprenta ca autorități locale, ca și gorjeni, să arătăm celor care vor trece, întâmplător sau nu, prin zonă, că aici este locul în care a fost împușcată Ecaterina Teodoroiu. Este un gest deosebit din partea primăriei că se implică în această
promovare a unei nume din istoria Gojului, care ne face cinste, iată, singura femeie ofițer, prima, cel puțin prima acea femeie, vreme. Sigur, da, da. Da. Prima femeie ofițer din armata română. Și faptul că această piatră se depune acolo arată într-adevăr recunoștința pentru patriotismul ei și pentru faptul că, iată, a mai pus un punct pe harta istorică a României în Târgu Jiu. Sigur. Pentru că ea s-a născut în Târgu Jiu. Mai departe, vrem în 22 august să fie evenimentele centrale la nivel național, chiar la Târgu Jiu. Este ziua în care se împlinesc 100 de ani de la moartea eroinei de la Jiu, a Ecaterinei Teodoroiu, și ne dorim la Târgu Jiu o expoziție în care să aducem obiecte ale Ecaterinei Teodoroiu, fotografii, documente, inclusiv suntem în discuție și sperăm să poată fi la Târgu Jiu expus vestonul pe care ea îl purta atunci când a fost împușcată. Unde se află vestonul? Se află la Muzeul Național de Istorie. Aici Primăria Municipiului Târgu Jiu are o serie întreagă de parteneriate cu Muzeul Național de... Nu, iertați-mă, la Muzeul Militar vestonul. Mai sunt obiecte la Muzeul Național de Istorie, de asemenea partenerii ai noștri și în acest an Ecaterina Teodoroiu. Muzeul Oltenii, Muzeul de Istorie Alexandru Ștefulescu de la Gorj. Sunt o serie întreagă de parteneri, Oficiul Național Cultul Eroilor, de asemenea, are un rol foarte important. Vorbeam de Târgu Jiu pe harta României, mai ales atunci când discutăm despre evenimentele Primului Război Mondial, centenarului Primului Război Mondial. În București, în diferite locații, inclusiv în Gara de Nord, ne dorim să organizăm o expoziție de fotografie despre viața Ecaterinei Teodoroiu. Și tot din București, în 22 august, dorim să se formeze un tren special care să vină la Târgu Jiu cu diferite personalități ale momentului, membrii ai guvernului. Ne dorim să fie prezent la Târgu Jiu un reprezentant, cel puțin, al casei regale a României, pentru că de ce ne dorim acest lucru? Casa regală a României este cea care a atras atenția pentru prima dată Regina Maria asupra eroismului acestei fete de la Târgu Jiu. Casa regală a României a decorat-o și clas, Casa regală a României a dispus în 1921, la 4 ani de la decesul său, să fie adusă la Târgu Jiu, să fie adus trupul la Târgu Jiu și înmormântat, așa cum spunea regele, în centrul orașului. De altfel a și fost prezent. Mai târziu ajunge la Târgu Jiu Mai târziu chiar ajunge la Târgu Jiu regele Carol al II-lea, decorează municipiul Târgu Jiu cu virtutea militară și putem arăta la o televiziune în premieră. Astăzi au fost toate din tipografie. Este o fotografie care a fost găsită de un colecționar local în Franța. Este făcută, așa cum se vede pe ea și se vede și pe fotografie, de Associated Press. Și este exact momentul în care Carol al II-lea decorează orașul, municipiul Târgu Jiu, orașul Târgu Jiu, populația orașului Târgu Jiu pentru actele de eroism cu virtutea militară de război. Foarte frumos. Avem imaginea două materiale. Sigur, este așa cum imaginea în realitate. Da. Este imaginea centenarului. Să știți că ne dorim ca această imagine să circule în toată țara. Primăria Municipiului Târgu Jiu acum a demarat un proiect, am spus-o și la lansarea filmului. Colegul meu, domnul primar Aurel Popescu, își dorește ca și ne dorim cu toții ca aceste materiale să ajungă în primul și în primul rând în școlile din Municipiul Târgu Jiu. Domnia sa susține proiectul pe care l-am demarat firav în urmă cu ceva timp privind istoria locală a Municipiului Târgu Jiu. Pentru că atunci când vorbim de Primul Război Mondial, putem vorbi cu siguranță de Târgu Jiu ca fiind orașul eroilor. Aceste materiale vor ajunge și în țară, în diferite instituții centrale. Vom trimite și pot să-și expună tablouri în fiecare instituție, în incinta lor, pentru a aniversa, mă refer la materialul cu Ecaterina Teodoroiu, pentru a aniversa centenarul Primului Război Mondial. Bun. Sunt
fotografii multe pe care noi le avem, facem acum împreună cu Muzeul Județean, Consiliul Județean și colecționari privați un fond de fotografie care va crea fondul pentru expozițiile care vor merge în țară. Chiar vineri pe 17 spuneam că filmul va fi proiectat la Ministerul Apărării Naționale și acolo vom organiza și o expoziție. Vreau să fac precizarea că cele două fotografii, aceasta care este inedită și care a fost găsită într-o revistă franceză, este pusă la dispoziție de colecționarul Ion Țârlea din Târgu Jiu și de asemenea și alte fotografii care au ineditul lor și care vor fi puse în expoziții în data de 22 august. Atunci colecționarul dorește să ne pună la dispoziție gratuit, bineînțeles, mai multe fotografii care nu au circulat despre viața Ecaterinei Teodore. Sunt o serie de acțiuni pe care Primăria Municipiului Târgu Jiu dorește să le prezinte și prin proiecție de film. Așa cum ați spus și dumneavoastră, în 10 martie, pentru prima dată în acest an, am făcut proiecția unui film documentar, filmul realizat de domnul Dorin Brozbă. Care a umplut sala, sigur. Și sala cinematografului Sergiu. Este un film pe care îl recomand cu căldură, în primul și în primul rând, pasionaților de istorie, pentru că acest film conține foarte multe imagini de arhivă. Sunt imagini pe care Primăria Municipiului Târgu Jiu a reușit să le achiziționeze de-a lungul timpului. Sunt imagini și din alte colecții private, dar iată că în acest film putem spune cu fascinație că apare mama Ecaterinei Teodoroiu dând mâna cu regele Carol al II-lea atunci când la Târgu Jiu s-a dezvelit mausoleul Ecaterinei Teodoroiu în 1935. De asemenea, sunt imagini, singurele imagini pe care le avem cu comisarul de poliție Popilian, cel care a condus și a organizat luptele și rezistența de la podul Jiului. Este o reconstituire a luptelor de la podul Jiului făcută în 1930. Aceste imagini au ajuns în patrimoniul municipiului Târgu Jiu și le folosim pentru promovare, pentru imaginea orașului, pentru educarea tinerilor din municipiul Târgu Jiu și pentru a încuraja, să spun așa, acțiunile de mândrie locală. Pentru că, în fond și la urma urmei, o spun peste tot și o spun cu mândrie, populația municipiului Târgu Jiu, datorită faptului că regele a decorat această populație cu virtutea militară, populația orașului poartă în piept cu mândrie virtutea militară în urma eroismului străbunilor noștri din primul război mondial. Pentru că în afară de Ecaterinei Teodoroiu trebuie să amintim că au avut loc luptele de la podul Jiului care sigur au dovedit că târgujenii sunt hotărâți să rămână pe loc și să nu lase să inclusiv treacă. Generalul Matia Bertro face referire la importanța luptelor de la podul Jiului și la eroismul populației civile din Târgu Jiu și la faptul că a contat această întârziere a trupelor austro-ungare în deplasarea lor către București și armata română a reușit să se organizeze și să-și pregătească retragerea în Moldova. Sunt mulți eroi pe care îi descoperim și cu mult entuziasm, de care s-a vorbit foarte puțin în perioada comunistă, mă rog, poate au existat anumite motive, dar de curând s-a descoperit despre aviatorul Vasile Craiu, care a fost considerat cel mai bun aviator în primul război mondial, decorat de asemenea de generalul Bertro, decorat de Casa Regală, care a fost adus și reînhumat la Târgu Jiu în 1927 sau 28, sper să nu mă înșel, și al cărui mormânt acum căutăm să-l identificăm în cimitirul eroilor, în cimitirul de onoare, pentru a pune în evidență acolo un monument, o placă comemorativă, pentru că mulți dintre eroii care au luptat vitejește în primul război mondial, războiul care a generat Marea Unire și sacrificiul lor a generat Marea Unire, mulți dintre eroi, din păcate,
puțin se mai știe despre ei, se mai știe foarte puțin despre locul unde au fost înmormântați, dar iată, punem mâna pe documente, ușor, ușor, începem să construim un puzzle și începem să construim o poveste care este reală, bazată pe izvoare istorice și pe care să o spunem întregii națiuni. Da, aici la Târgu Jiu, acesta este orașul eroilor, acesta este orașul unde nimeni n-a spus nu atunci când a fost vorba să lupte cu o armată foarte bine organizată și foarte bine dotată. Mă întrebau în 28 octombrie la o emisiune, atunci la vizita președintelui, eram cu istoricul Florin Șperlea de la Ministerul Apărării Naționale, în direct la televiziunea națională și mă întrebau totuși cum este posibil ca o populație civilă să reușească să respingă un asemenea atac bine organizat. Și am spus-o și atunci și continui să spun. Cred că e vorba totuși de o inteligență nativă a locuitorilor de aici și de faptul de a găsi poate uneori cu șmecherie anumite soluții de a ieși din încurcături. Și m-am bazat pe două argumente. Pe faptul că nemții spun în toate jurnalele de front de atunci, propunem să nu intrăm în Târgu Jiu, să nu forțăm pentru că au un soi de armament necunoscut nouă, adică au niște tunuri portabile. De fapt, aceste tunuri portabile erau doar niște amărâte de puști de la 1877, care erau în Muzeul Primăriei Târgu Jiu și care nu făceau decât zgomot, fum și flamă. Nemții trebuia să știe că există armată în oraș și să nu forțeze. Și de asemenea m-am bazat foarte mult pe celebra scrisoare a tipografului Nicu Demiloșescu, care trebuia să le scrie fetelor lui aflate la București, să le transmită că este bine, că au fost lupte la Târgu Jiu, dar familia este ok. Și neputând, pentru că exista o cenzură militară, atunci nu puteai să scrii despre nicio acțiune militară, despre lupte, a fost nevoit să îmbrace totul într-o poveste că la Târgu Jiu a avut loc o nuntă și musafirii au venit pe malul Jiului, de la Vădeni, și până seara a fost gălăgie și muzică tare și seara, îndopați de bomboanele noastre, musafirii au plecat. Și dimineața i-am condus noi în cuscrii până la munte și i-am azvârlit dincolo de munte. Iată că asta înseamnă inteligență nativă a locuitorilor de aici și era normal să găsească soluții de a pune în dificultate trupele inamice. Chiar Nicolae Iorga a scris despre această telegramă a lui Nicu Demiloșescu în Graiul Românesc în acea perioadă. Noi am reușit și am tipărit aceste materiale anul trecut în octombrie într-un ziar comemorativ cu tot felul de articole apărute despre eroi locali. Despre Victor Popescu, iarăși, foarte puțin se vorbește. Victor Popescu fiind primul luptător de gherilă pe care l-a avut armata română, pentru că a rămas în spatele frontului, a fost nevoit să găsească soluții să lupte împotriva germanilor, a făcut foarte multe pagube armatei germane, trenuri pe care le-au aruncat în aer cu muniții și așa mai departe, rămânând în spatele frontului, până în 1918, când trece munții în Moldova, la Iași. De curând am reușit prin niște colecționari din București să găsim niște fotografii inedite cu locotenentul Victor Popescu. Era din Fărcășești, din Valea cu Apă. A trecut liniile inamice îmbrăcat în țigan căldărar, în cerșetor. Și are fotografii făcute chiar în acel moment când a ajuns în Iași. I-au făcut fotografii. Există aceste fotografii, o să ne ajungă și nouă într-un format fizic, scanate, la Târgu Jiu. Cunoaștem pe colecționarul care le are, e din București. Sunt patru astfel de fotografii. A murit în 1970 și poate puțină lume știe că despre povestea lui s-a făcut chiar un film artistic în România, rolul principal jucând Dan Conduraki. Se numește Bătălia din Umbră, care începe spunând, aceasta este povestea lui Victor Popescu, gorjanul care a luptat pe front împotriva trupă, ca o trupă de comando, cum le numim acum, erau ei atunci. Deci iată că aceasta înseamnă istorie locală și e un proiect la care ținem foarte mult. Și pentru asta filmul Ecaterina Teodoroiu va fi
oferit de Primăria Municipiului Târgu Jiu tuturor școlilor, liceelor din municipiu, pentru a, pentru a fi proiectat. Pentru asta vom începe să edităm tot ce strângem în, în reviste, în materiale, în ziare cu, să spunem, cu, cu un tiraj special pentru, sau tipărite pentru un anume eveniment, pentru că trebuie să cunoaștem aceste, aceste lucruri. Haideți să... Așa cum se spune, istoria e cea mai frumoasă poveste și copiii sigur, trebuie să o știe sigur. Și să o învețe, iată, cu materiale trebuie să învețe, au, concrete. Au o parte frumoasă. Da? O parte și frumoasă. Aș vrea să mai facem o dată precizarea, chiar dacă ați spus la un moment dat de reînhumare Caterinei la Târgu Jiu, că osemintele Caterinei Teodorului se află chiar sub mausoleul dedicat ei, care se află în fața Palatului Administrativ al municipiului Târgu Jiu, să spunem în fața prefecturii, ca să priceapă toată lumea, sau da. Consiliul atunci, atunci era deci acolo este înrumată Ecaterina Teodorului. Există imagini, există fotografii și cred că și film există de la momentul înhumării. Avem în acest moment informația că există un film legat de aducerea acasă a, a Cătălinei Todoroiu, cum, cum era numele ei real. Pe urmă a fost trecută ca Ecaterina Teodoroiu în documente. Bun, trebuie să știți că a fost în, în 1921, nu e întâmplătoare data, sunt 100 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, chiar ziua în care se împlineau 100 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, 9 iunie, pe calendar nou, că poate se uită cineva și zice, nu, n-am murit atunci, am murit cu două săptămâni înainte, pe calendar nou vorbesc acum, iar de la, de la Fitionești a fost ținută o noapte, ținut coșciugul noapte în biserica din Fitionești, când a fost desfumată, a mers apoi la cercul militar din Focșani, încă o noapte, cu gardă de onoare, trimiși inclusiv de la, de la Târgu Jiu, au fost ofițerii, capitan cred că era la momentul acela, Neferescu și Pătrășcoiu, care capturaseră tunuri germane, au luat acele tunuri, Ecaterina a fost adusă pe afet de tun la, la Târgu Jiu. A fost de la Focșani, s-a format o garnitură de tren special, care a plecat în, spre Râmnicu Sărat, București, Pitești, Craiova, Târgu Jiu. În București, garnitura de tren a fost îmbrăcată în crengi de brad, în verdeață, pentru a ajunge către Târgu Jiu și în fiecare oraș a fost oprită și în fiecare oraș autoritățile locale au ținut momente, discursuri și s-a dat onorul eroinei de la Jiu. Asta s-a întâmplat în 1921. La Târgu Jiu există acum și avem o fotografie retușată și în bune condiții care ne arată un moment emoționant atunci, în ziua reînhumării Ecaterinei Teodoroiu. Este o fotografie în care mama Ecaterinei Teodoroiu sărută coșciugul în fața prefecturii din Târgu Jiu, înainte de a fi pus în groapa de beton armat, exact cum spun documentele vrei. Mai, mai târziu, doamna Aretia Tătărescu decide ca să facă un monument pentru Ecaterina Teodoroiu și decide să facă acest sarcofag, acest mausoleu, acest, să îmbrace acest mormânt. Și împreună cu Milița Petrașcu, sculptorița Milița Petrașcu, ajung la un proiect comun, acceptă proiectul acesteia și iată este acum în centrul municipiului Târgu Jiu un sarcofag, un mausoleu, așa cum îi spunem noi, care nobilează mormântul Ecaterinei Teodoroiu. Mai trebuie spus un aspect în, în toată această poveste. În 1935, atunci când... La înhumarea Ecaterinei Teodoroiu a participat chiar Octavian Gola. A ținut un discurs emoționant atunci. Revin când Ecaterina Teodoroiu, când a fost gata acest mausoleu în centrul orașului, doamna Aretia Tătărescu i-a solicitat Miliției Petrașcu și să gândească un monument pentru eroii căzuți în primul război mondial. Și acolo începe o poveste frumoasă cu care noi ne mândrim în acest moment. Doamna Milița Petrașcu spune că acest monument trebuie să fie făcut de cel mai mare, adică de Constantin Brâncuș. Și așa, în 1935, începe corespondența cu sculptorul Constantin Brâncuș aflat la Paris,
în care îi se cere să gândească un monument pentru eroii neamului căzuți în primul război mondial, eroi care, repet, prin sacrificiul lor au creat România mare, și Brâncuș începe să gândească, să schițeze în prima fază coloana recunoștinței fără sfârșit și după aceea vine și spune trebuie să facem o cale a eroilor. Și iată că la Târgu Jiu, când vorbim de România Mare, aici vorbim de Axis Mundi sau de Via Sacra, de calea eroilor a neamului românesc, creată și inaugurată în 37 și 38 inaugurată. Bun, deci iată că dacă această copilă, cum era atunci, Ecaterina Teodoroiu, nu se sacrifica pentru țară, poate că la Târgu Jiu nu aveam monumentele lui Constantin Brâncuș ridicate în 37-38. Într-adevăr, și sunt singurele monumente de for public ridicate în România de către Constantin Brâncuș, pentru că se știe, sau cei care nu știu află acum, că el a mai primit comenzi de monumente mari în România, a propus tot genul ăsta de artă modernă. Sigur. Și au fost refuzate proiectele pentru că spuneau ce e asta, frate? E ceva prea simplu. Nu vrem așa ceva. Și singurii au fost târgujenii. Era normal, un gen creativ ca lui Brâncuș nu reușește oricine să-l înțeleagă. Și mai ales atunci, în acel moment. Și mai ales atunci. Nu reușesc mulți acum. Și când nu reușesc, încearcă să facă scandal. Să iasă în evidență și ei cu ceva. Dar mă rog, nu ăsta este rolul și scopul acestei emisiuni. Vreau să rolul acestei emisiuni, ca să vă iau vorba, este acela de a aminti de valorile culturale și istorice și a ne mândri noi târgujienii cu valorile culturale și istorice ale României, ale Târgu Jiului, că de Târgu Jiu vorbim acum. Și vă reamintesc, dragi telespectatori, dacă ați uitat cumva sau nu, cunoașteți pe domnul de lângă mine, că nu e vorba de un istoric, ci este vorba de viceprimarul municipiului Târgu Jiu și mă uitam la dumneavoastră cum vorbeați exact ca un istoric. De unde pasiunea asta pentru istorie? Cum de evați... E o pasiune, efectiv, e o pasiune. Da, e o pasiune, nu? Știți foarte mult literatură de specialitate. Vă place foarte mult istoria, adică este, totuși sunteți o... un angajat pe calea administrativă, adică ar fi puțin de așteptat ca viceprimarul să se ocupe cu și să cunoască atâtea date istorice și să se ocupe cu asta. Bun, am avut șansa că am luat lângă mine oameni care se pricep în domeniu și pe care îi ascult. În administrație, când am venit, n-am venit cu pretenția că eu știu. Am venit cu pretenția de a gestiona cât mai bine resursele și le-a pune la dispoziție specialiștilor pentru a face astfel de acțiuni și astfel de manifestări. Ăsta este scopul meu. Deci cine crede că sunt un istoric sau că mă cred un istoric, să nu își facă griji că n-am astfel de pretenții. Nu, dar cine vă privește acum la televizor și a văzut cât de este, frumos ați prezentat. Istoria este o poveste și îmi place să o prezint și cred că e datoria noastră să o spunem ca o poveste generațiilor următoare, pentru că au o datorie și ei, tinerii care ne urmează vis-a-vis de țară. Am spus-o și la lansarea filmului. Le-am spus mesajul meu și gândul meu tinerilor elevi din sală și le-am spus așa. Să știți că a vă iubi țara poate nu vă costă nimic, dar dacă nu vă iubiți țara, o să vă coste totul. Într-adevăr. Și trebuie să se gândească la acest lucru. Și acum să revenim la acțiunile Brâncuș, pentru că suntem și într-un an important în ceea ce îl privește pe Constantin Brâncuș. Deci n-am uitat-o pe Ecaterina, dar nici pe Brâncuș nu l-am uitat. Am oferit un motiv de ce Ecaterina Teodoroiu are legătură cu marele Constantin Brâncuș. La anul, de exemplu, când se va împlini 100 de ani de când România este mare, da? La Târgu Jiu, Dodoroață, cum spuneau în vreme, la Târgu Jiu vor exista cel puțin o conferință internațională privind Constantin Brâncuș și ansamblul de la Târgu Jiu și Marea Unire. Pentru că la anul, când România împlinește 100 de ani, ansamblul de la Târgu Jiu împlinește 80 de ani. A fost această troiță a neamului românesc, cum îmi place mie să spun despre coloana fără sfârșit, a fost ridicată în urmă cu 80 de ani pentru eroii care, în primul rând, au murit departe de casă.
și care au murit fără cruce. Dar, bineînțeles, săptămâna aceasta este marcată de un eveniment, 60 de ani de când Brâncuș devine etern, de la moartea lui Constantin Brâncuș. 16 martie este ziua în care Constantin Brâncuș a ales să plece dintre noi, dintre cei vii pe acest pământ. Și sunt o serie întreagă de manifestări dedicate acestui moment la Târgu Jiu, care în afara manifestărilor de public larg, să spun așa, și la care eu țin foarte mult, foarte mult, vor fi o serie întreagă de dezbateri legate și de viitorul ansamblului Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu și de viitorul lui Constantin Brâncuș în România, pentru că vor participa aproximativ 40 de oameni de cultură de la nivel național. Și aici nu spun brâncușolungi, da? Ca să nu... n-aș vrea să îngrădesc numărul lor al acestor persoane. Sunt directori de muzee, sunt artiști plastici, sunt critici de artă, sunt profesori universitari în domeniu, cărora le propunem o dezbatere. În primul rând, trebuie să știe despre proiectul pe care Primăria Municipiului Târgu Jiu și îl dorește a-l pune în aplicare în perioada următoare, de restaurare, de reamenajare peisagistică a Căii Eroilor, care trebuie să fie un proiect național, nu doar al Târgu Jiului, pentru că vorbim, repet, de Calea Eroilor a neamului românesc, nu doar al Târgu Jienilor, noi găzduim această Cale a Eroilor. Iar acum arhitectul Dorin Ștefan va prezenta acestor persoane, invitații noștri, proiectul, în ce stadiu se află, care este conceptul său. De ce spun asta? Sunt oameni care apar cu regularitate în presa națională și internațională. Sunt oameni care trebuie să înceapă să vorbească despre acest proiect, despre necesitatea acestui proiect de reamenajare peisagistică, de punere în valoare a ansamblului de la Târgu Jiu sub o altă formă. De asemenea, la Târgu Jiu, pe lângă faptul că vom avea ca invitat central ministrul culturii, domnul Ionuț Vulpescu, va fi directorul Institutului Național al Patrimoniului, invitat de Primăria Municipiului Târgu Jiu. În urmă cu 3 săptămâni, domnul primar Aurel Popescu i-a lăsat această invitație, domnului director Bălici, să vină și să prezinte situația în care se află dosarul UNESCO, cum este pregătit dosarul care va fi depus la UNESCO în ceea ce privește ansamblul de la Târgu Jiu. Pentru că ne dorim o mai multă comunicare cu autoritățile centrale. Acest dosar îl depune Guvernul României. Autoritățile centrale nu vor face decât, autoritățile locale, nu vor face decât să ducă la îndeplinire ceea ce li se solicită și atât. Și vrem mai multă comunicare, pentru că ultima dată, atunci când dosarul a fost depus și retras după raportul ICOMOS, toată lumea a zis că Primăria Târgu Jiu și târgu jienii sunt de vină pentru ce s-a întâmplat, Consiliul Local și așa mai departe. Ar fi bine să și explicăm ce s-a întâmplat. Și strategia a fost foarte simplă atunci. România a depus un dosar la UNESCO. Atunci când depui un dosar la UNESCO, UNESCO ține cont de părerea unor specialiști de la ICOMOS, care îi trimite pe teren, aceștia fac un raport. Da? Raportul este consultativ al acestor specialiști. Bineînțeles că se ține cont în mare, în mică măsură, de ceea ce spun acolo. Guvernul României și-a dorit să beneficieze de acest raport, să vadă în ce stadiu ne aflăm, cum sunt percepute lucrurile, este înțeles sau nu este înțeles dosarul UNESCO. L-a retras, după ce a beneficiat de acest raport, l-a retras dosarul, deci n-a fost respins dosarul. A fost o strategie a Guvernului României, a statului român, strategie pe care o aplică și multe alte state. Pentru că asta este procedura și permite acest lucru, da? Profită de acest lucru. Urmând ca de la acel dosar, de la rapoarte, să înceapă să construiască un nou dosar. Acum, Guvernul României, statul român, a angajat și un expert internațional care face astfel de dosare, se ocupă cu așa ceva, are contracte cu Guvernul Japoniei în acest moment, Guvernul Germaniei, Guvernul Poloniei și Guvernul României. Lucrează pentru dosarul Calea Eroilor, pentru Roșia Montană și parcă mai au un lucru în sit. În fine. Bun.
Noi, în primul și în primul rând, nu noi, noi cu specialiștii pe care îi avem, noi avem un consiliu științific creat pe lângă Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș. Sunt oameni care au cercetat, au studiat Constantin Brâncuș, au publicat. Răspundem la întrebările pe care le pune acest specialist. Argumentăm, întărim unicitatea pe care o are acest ansamblu și pe care o poate avea la nivel mondial, de ce merită să fie în UNESCO. Arătăm că a creat un curent ulterior, inclusiv acele tabere de sculptură care se organizează la Târgu Jiu și care, iată, deja la Târgu Jiu vin sculptori din întregul Pământ, adică ultima ediție am avut din India, din Taiwan, din Grecia, din Franța. Asta înseamnă ceva, înseamnă că Brâncuș a început să polarizeze și la Târgu Jiu, pentru că asta ne dorim în fond și la urmă. Și, repet, este o invitație făcută de domnul primar ca partenerii noștri de la Institutul Național al Patrimoniului să fie la Târgu Jiu prezenți și să prezinte în permanență, să existe comunicare cu autoritățile, cu cetățenii, cu specialiștii în ceea ce privește dosarul UNESCO, care se dorește a fi depus în anul următor. Noi suntem aici, suntem la dispoziția autorităților centrale pentru a le da orice fel de sprijin, informație sau răspuns. Și acum aș vrea să ne ducem un pic spre partea administrativă legată de Calea Eroilor, pentru că toată lumea spune că nu e în regulă Calea Eroilor și e păcat că s-a stat până acum. Nu e normal să treci o cale ferată, să ai plin de sârme, să fie tranzitată Calea Eroilor de nu știu câte străzi pe care se circulă mașinile, în condițiile în care monumente mai puțin importante decât ce avem noi la Târgu Jiu. Beneficiază de o zonă de protecție mai strictă. În lume, nu numai zona de protecție, dar și să poți să faci fotografie în condiții, corect, să fie un traseu pietonal, să existe niște corect zone de expoziție, de chiar de vânzare de suveniruri mult mai puternic decât ce avem sau aproape că nu avem noi. Începem cu suvenirurile sau? Nu, începem cu proiectul și cu problemele care există în acest moment. Da, cu proiectul de amenajare. Prima problemă care apare în această poveste este calea ferată. Trebuie să ținem cont de un aspect. Calea ferată exista atunci când Constantin Brâncuș a proiectat Calea Eroilor. Da? Arhitectul Dorin Ștefan și echipa pe care o coordonează a găsit, din punct de vedere peisagistic, o soluție pentru ca această cale ferată să nu mai agreseze vizual vizitatorii sau turiștii care trec pe Calea Eroilor. Bun. Sunt fotografii care le putem pune la dispoziție oricând Primăria Municipiului Târgu Jiu cu soluția pe care a găsit-o deja arhitectul Dorin Ștefan și echipa domniei sale. În ceea ce privește faptul că Târgu Jiu are o problemă cu parcările. Gândiți-vă că Târgu Jiu este un oraș strâns, care este întretăiat de râul Jiu, este întretăiat de o cale ferată și pe mijloc de Calea Eroilor. Perpendicular pe Jiu și pe Calea Eroilor, care are o zonă de protecție bine delimitată și care impune foarte multe restricții, cum este și normal de altfel. Bun, și atunci soluțiile găsite pentru a avea parcări în zona centrală, în primul și în primul rând, în spatele hotelului Gorj, pentru a nu se mai intra pe Calea Eroilor cu mașinile, în spatele hotelului Gorj, dinspre Unirii, va exista parcare subterană între blocurile cu 10 etaje din spatele hotelului Gorj. Bun, imediat o să vă spun și când. Apoi, în piața Maghieru, da, Sada Pop, așa că va exista pasaj subteran pentru mașini, circulația va fi deviată prin subteran, cu parcare subterană sub toată piața Maghieru, în spatele blocurilor și în piața care există acum acolo. Mai departe, asta va însemna că Calea Eroilor va fi o zonă pietonală, acces auto făcându-se în anumite condiții pentru permis proprietarilor din zonă și aprovizionării cu marfa diferitelor activități comerciale, pentru că trebuie încurajate astfel de activități comerciale. Corect. Nu înseamnă că trebuie să omorâm orașul din punere economic, trebuie să atragem bani, turiști,
către activității economice în zona căii Roi. Pe Brâncuș se va circula în continuare? Pe Brâncuș se va circula în continuare, dar cu anumite restricții exact în zona respectivă. Aceasta este zona unde deocamdată nu este o soluție. Probabil va fi tot în viitor să fie tot un pasaj subteran, dar deja proiectul cum este în acest moment realizat este estimat la aproape 40 de milioane de euro. Gândiți-vă că, și vreau să vă spun că discutăm de aproximativ 1 milion de euro și nu exagerez cu nimic. Introducerea tuturor firelor de telefonie, cablu, fire electrice și așa mai departe în subteran pe întreaga calea Eroilor. Foarte important. Cu avize, cu execuție. Sunt lucrări care costă, dar care trebuie să le facem și să nu ne mai gândim la ele 10 de ani. Corect. Trebuie să o facem să fie trainic. Spuneați când? În acest moment. Cu în cine ar întreba de acolo, sigur, din fața moment, televizorilor? Sunt, sunt discuțiile cu Ministerul Dezvoltării, singura sursă viabilă pentru acest proiect, fiind sursă de finanțare, fiind din partea Ministerului Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării a spus da, poate să susțină un astfel de proiect printr-un buget multianual, deci pe 4 ani de zile de când vom începe. Probabil din acest an deja vom termina cu tot ce înseamnă studii de SF-uri, de studiile astea de fezabilitate, de proiecte tehnice în amănunt, de execuție și așa mai departe, pentru că și pentru astea mai avem nevoie de o anumită finanțare din partea Ministerului Dezvoltării. Și încercăm de la anul să cu siguranță să intre constructorii, să începem să se lucreze pe calea Eroilor. Legat de suveniruri, aici e o poveste care pe mine mă doare foarte, foarte, foarte mult. Dar care e foarte important. Și foarte important. În momentul de față, suveniruri legate de Teatrul lui Constantin Brâncuș se găsesc, sau de opera lui Constantin Brâncuș, se găsesc la magazinul Centrului de Documentare, de Cercetare și Documentare și Promovare din Parc și se găsesc la Muzeul Județean și punctele de desfacere ale Muzeului Județean. Da? Deci iată că decât două instituții de stat vând aceste suveniruri. Ori toți ne dorim să trăim de pe urma acestei moșteniri Brâncuș de la Târgu Jiu și pentru asta cred că trebuie să încurajăm mediul de afaceri privat într-o astfel de activitate legată de comerțul de suveniruri. Am mai spus-o și o repet. Chiar dacă la început au zis mulți că sunt puțin deplasat. Sau mai mult deplasat, nu știu. Fiecare are măsura sa. Cred că nu trebuie primăria municipiului Târgu Jiu să monopolizeze această activitate. Asta trebuie să fie o activitate privată. Cred că nu trebuie să avem pretenții ca niște funcționari publici să vândă magneți de frigider. Corect. Pentru că o vor face doar în 8 ore pe zi sau o să le fac un program mai mare. Trebuie o serie întreagă de alții angajați dacă extind programul la magazinul respectiv. Acolo ei fac prin rotație în momentul de față. În fine, e foarte greu de exemplu pentru că e un magazin care desface în regim de consignație pentru producătorii care fac astfel de suveniruri din București, este una din firmele care le cunosc, de care știu. Vreau să vă spun că nu pot să fac discount. Nu pot să ofer un gift, un cadou, dacă a cumpărat 10, să îi mai ofer unul în plus. Da? Privatul poate să facă lucrul ăsta. Procedurile unui magazin care este administrat de o instituție a primăriei în subordinea Consiliului Local implică o serie întreagă de pași pe care trebuie să-i urmezi. Da? De asta se ajunsese la un moment dat, se stătea cu niște materiale din astea suveniruri, de astea de 3-4 ani pe stoc pe acolo. Se decoloraseră prin vitrină pentru că nu le cumpăra nimeni. Da? Erau prețul, nimeni nu lăsa la preț, nu mai erau de actualitate și așa mai departe. Am avut discuții și cu cei de la Vizarta, că mulți zic e o problemă. Nu putem. E o problemă și dacă e o problemă trebuie să avem o soluție. Nu? Orice problemă generează o soluție sau mai multe soluții. Bun. Pentru că au început să vină tineri care vin la primărie că domnule, n-avem servici, că vrem un loc de muncă, i-am încurajat și ne-am spus să aveți startup în afaceri, mergeți și faceți-vă un business în domeniul ăsta.
este o piață care este în de față necăutată, nevalorificată de nimeni. Mergeți și faceți asta. Eu am vorbit la vizată, eu am întrebat care este procedura. Așa. Da? Nu e dracu atât de negru acolo cum ni s-a spus. O fi fost, nu știu. Acum e o nouă conducere acolo. Toată lumea a înțeles că și ei vor să trăiască din povestea asta și își pun un comision de 2, 3, 5% în funcție de număr, de preț și așa mai departe. Au pretenția, normal, pentru că domniile lor de la cei de la Vizarta, să știți că se ocupă de protejarea imaginii artistului și a operei sale. Indiferent că este Constantin Brâncuș, că este Picasso, că este Van Gogh, ei trebuie să vadă material. Pentru că și să-l aprobe. Și să-l aprobe. De ce spun asta? Acolo nu aprobă un jurist, să știți. Acolo ei au niște artiști în bordul acestei filme. Vizarta nu e doar în România, e la nivel mondial. Da? Dacă eu vreau, de exemplu, să fac magnez de frigider cu domnișoara Pogani, care se află într-o colecție privată în Statele Unite, cum pot eu să iau legătura cu proprietarul respectiv? N-am cum. Decât prin această firmă de avocați, de care are un bord de artiști, care îmi dau ok-ul, da? Care percep comisionul, îl transmit mai departe către proprietar, ia acordul dacă are un contract când îi reprezintă, și care mai fac un lucru foarte important. Și e bine că îl fac. Protejează imaginea operei. Adică nu o să-ți permită niciodată să vină cu, să faci magnet de frigider cu coloana infinitului, să o faci turtită, că nu ți-a intrat pe magnet toată, de exemplu. Da. Sau Brâncuș alungit. Da? Ei asta fac. Nu vă ascund faptul, și este în premieră, suntem în discuții cu Vizarta pentru a încheia un protocol de colaborare în ceea ce privesc operele de la Târgu Jiu. De ce? Noi suntem proprietari și avem drept de proprietate. Noi, târgujienii, dăm și au dreptul de imagine asupra operei. Și vrem să încheiem un protocol. Vrem să ajungem printr-o mediere la acest lucru. Da? Deci nu ne gândim acum la procese. Un protocol prin care atunci când vor da avizul, pentru că în țară sunt mulți care produc, atenție, suveniruri cu operele de la Târgu Jiu. Sunt mulți, da, care produc. Da? Și care au acordul vizat. Deci iată că se poate, da? Iată că se poate. Se pare că e problemă de comunicare. Și vând în aeroport. Nu pot? Nu. Pot. Dar nu cred că și doresc. Până acum n-a venit nimeni la mine să-mi spună am fost la Vizarta și nu mi-a dat ok. O să vă spun eu despre cineva care a fost la Vizarta după ce se termină emisiunea. Okay, cu, nu am cu dragă inimă. Da? Persoanei să-i dau numele în momentul ăsta. Cu dragă inimă. Și căreia i s-a spus nu. Îți dă mai pe cineva care să ți le facă. Păi da, asta nu e corect, dar repet, conducerea Vizarta s-a schimbat. Da? Conduce la Vizarta. Asta e bine, este la finalul emisiunii, apropo. Bun, și asta vreau să închei. Vreau să facem un protocol, ne dorim să avem un protocol cu Vizarta, pentru că noi suntem proprietarii operei, dânsii au protejează imagine, da? Prin care atunci când vor da ok-ul oricui care va face aceste suveniruri, să ne ia și nouă acordul, pentru că sunt proprietari. Și am un exemplu foarte clar. O bancă din România a făcut, vă amintiți de asta, povestea spotul, asta în urmă cu da, 2 ani? Spotul Brâncuș. Legat de Brâncuș. Unul, au fost mai multe spoturi, vreo 4, unul dintre ele arată cum niște oameni îmbrăcați în costume populare mănâncă la masa tăcerii. Da? Chestii care pe noi ne-a afectat. Corect. Ca proprietari. Că ați văzut ce se întâmplă, lumea a văzut că poți să stai pe scaune și a venit el din tâi și a stat pe scaun la masa tăcerii. Da. Bun. Și atunci, eu chiar am avut o întâlnire cu marketingul de la banca respectivă, de la București, și le-am spus, zic, dacă eram și noi în povestea asta, eram și noi în poveste, dumneavoastră, și noi vă spuneam, dom'le, nu e bine să nu suntem de acord și nu mai cheltuiați bani să faceți spotul, nu cheltuiați timp. Sau îl făceați, dar altfel. Și nu vă, exact, sigur că dacă nu spuneam nu, imaginea... găseam o soluție. Corect. Categorie. Mai puteați și voi niște bani? Categorie. Nu? Foarte important. Că ești proprietarul operei. Aș vrea în încheiere să fac o invitație. Miercuri, miercuri la ora 10, la cinematograful Sergiu Nicolaescu, să invit publicul din Târgu Jiu și nu numai,
să vină la filmul Brâncuș, este un film de Cornel Mihalache, un regizor care lucrează foarte mult cu televiziunea română și precizez faptul că este intrarea liberă la acest film. Este un film foarte, la ora 10, miercuri dimineață, deci miercuri la ora 10, pe 15 martie, este acțiunea care deschide seria de manifestări dedicate Eternului Brâncuș. Și este un film care e foarte bine apreciat și în afară, a fost în foarte multe festivaluri de artă. Mâine seară va ajunge la Târgu Jiu chiar Cornel Mihalache, realizatorul filmului, pentru că îmi doresc să fie prezent în sală și să schimbe impresii, să răspundă la întrebările publicului prezent. Și de asemenea, tot legat de filme despre Constantin Brâncuș și despre istoria Târgu Jiului, ne dorim, Primăria Municipiului Târgu Jiu, cu regularitate să oferim filme cu intrare liberă la cinematograful Sergiu Nicolaescu, legate de istoria acestui oraș și personalității ale acestui oraș și al acestor locuri, acestui județ. Și pe 31 martie, la Târgu Jiu, va fi prezentă caravana DocuArt. Este o caravană de film documentar cu filme de bună calitate. Anul trecut ați fost alături de noi. Este, anul ăsta vor deschide seria de filme documentare cu un documentar extraordinar legat de vizita lui John Moore Constantin Brâncuș, care este copilul, se spune, al lui Constantin Brâncuș, care a ajuns la Târgu Jiu în urmă cu 3-4 ani. A vizitat Hobița, a vizitat operele de la Târgu Jiu. Este un film făcut de Ionuț Tăianu și Tudor Giurgiu. Extraordinar film și va deschide această caravană de film documentar. Va fi cu intrare liberă. Credem că trebuie să permitem accesul către actul cultural, să-l facilităm în municipiul Târgu Jiu, pentru că fiecare târgujian, atunci când își ia o informație veridică, poate fi un bun ambasador al locului. Corect. Mulțumesc pentru prezența în studio în această seară, domnule. Sper că n-am vorbit foarte mult. N-ați vorbit decât foarte mult. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă felicit pentru aplicarea către istoria Târgu Jiului, a noastră personal, pentru că puteați să vă opriți la da indicații, iată că v-ați implicat foarte mult în ceea ce înseamnă promovarea din punct de vedere al cultural și istoric al Târgu Jiului. Dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să vă ofer primele două tablouri din seria de istorie locală a municipiului Târgu Jiu, cel cu regele Carol când decorează orașul. Mulțumim tare sunt mult! Sunt transmise și cu gândurile bune și din partea unui primar Aurel Popescu, care era la București astăzi. Mulțumim tare mult! Dragi telespectatori, aceste două imagini extraordinare de arhivă se vor afla în rămate pe pereții televiziunii ENSA TV. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, cu mult drag din partea noastră a televiziunii ENSA TV, a primit invitație și iată ce frumos a onorat-o. Vă spun la revedere!